Medicul stomatolog fals care a desfigurat o fostă concurentă de la Insula Iubirii a fost prins de polițiști. A fost arestat și în urmă cu doar câteva minute a fost plasat sub control judiciar. În legătură telefonică directă se află una dintre fetele care susține că este victima lui. Larisa Iosif este alături de noi. Mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, bună ziua. Cum te simți? Cum ți se pare această măsură a controlului judiciar? Mi s-a părut că s-au sesizat destul de repede și toată lumea nu se știe cum este posibil ca în anul 2023 să se mai ofere astfel de servicii, practic, fără pic de experiență, fără nimic, nu știu unde ajung, pe mâna cui. Haideți să luăm de la început această poveste și să ne explici teroarea prin care susții tu că ai trecut. Aveai niște probleme stomatologice, înțeleg că la o măsea, corect? Da, aveam o durere obișnuită de măsea care s-a intensificat. Așa. Având dureri destul de mari, netrasând-o, am ajuns seara, târziu, să sun la clinici. Orice clinică care era deschisă m-aș fi dus. Căutăm pe internet sau cum? Căutăm pe internet, da, okay. Pe internet. Uh-huh. Singura clinică care m-a și primit la acea oră târzie, la 12 noaptea, a fost această clinică, Dental Check, care... Nu da nume, te rog. Scuze, regulă, mă scuzați. Această clinică unde am ajuns, ei nu erau acolo, au venit, presupun, de undeva de acasă, i-am așteptat în fața clinicii stomatologice, după care s-au uitat foarte rapid la mine, m-au dat două variante, ori să scapi acum pe moment de durere printr-o anestezie, ori să scapi de tot de durere, nu o să fie puțin mai scump. Și am spus, da, cum considerați, dacă credeți că este cazul, nu vreau să vin și mâine și poimine, faceți cum considerați. Am încercat să-mi fac acest domn medic, să mă atorăm, clar, până mie. Deci tu ce varianta, luat varianta a doua, să scoată măseaua, ce variante luat în considerare? I-am spus că este... Domnul medic, n-am idee ce se poate face, doar că nu vreau să am durere. Cum consideră? Uh-huh. Mi-a spus că este caz de scos măsea. Am acceptat această variantă la îndemnul dânsului. Am încercat să-mi fac anestezie înainte de extracție. Nu a ținut anestezia, tocmai datorită faptului că aveam puroi. Eu nu știam astea amănunte înainte de intervenție. Aparent nici dânsul nu știa acest amănunt. Așa că a continuat să îmi pun anestezii, pentru că prima anestezie din cauza puroiului, am ajuns la 3 anestezii. Până la urmă, au considerat că este momentul să scoată chiar dacă nu a prins anestezia. Au considerat sau a considerat? Era singur sau mai era cu altcineva? Nu, mai era cu colegul lui, dar acesta doar ne supraveghea. Nu, okay. Nu făcea nimic. Dar vorbeau în limba lor, au vorbit ceva. Arabă vorbeau? Presupun, nu știu. Deci sunt, am citit în presă... Sirieni, da? Ok. Sirieni, iranieni, chiar nu știu. Nu știu. Oricum, da, 26 de ani, cum la 26 de ani să și termin medicina și toate chestiile astea? La 26 de ani abia am terminat masterul și n-am făcut medicină. Wow, da, n-aveam de unde să știu, m-am dus cu durerea. După ce mi-a scos măseaua, mi-a spus că totul e în regulă, să mă duc acasă, că am o durere, să iau paracetamol. Am luat pastile de durere de cap. A doua zi m-am trezit cu măseaua de 3 ori mai înflată și dureri groaznice. Dar ți-a scos în seara aceea măseaua sau nu doar a încercat să-ți facă... Nu, în seara aceea. Cum am dus, mi-a și scos măseaua, după 5 minute. Nu am completat absolut nimic, am intrat în cabinet, v-am spus, ei nu erau acolo. Am intrat, m-au pus direct pe scaunul de lucru și s-a uitat la mine și a spus, gata, așa facem. Nu am sunat absolut nimic, nu mi-a dat bon fiscal, nu, nimic. Ce preț ai plătit? 600 de ron, pe care i-am plătit în contul, nu în contul Revolut. Mi-a spus că pot plăti Revolut sau cash și am preferat cash. Aveam cash la mine. După această intervenție, v-am spus, am avut dureri din ce în ce mai mari. M-am dus zilnic la el, timp de 3 zile, să mă vadă că ajunsesem din ce în ce mai rău, să fiu umflată nu doar fața și gâtul, trahea, pieptul. Nu puteam să respir deloc de mâncat, nu mai vorbesc, mi se încleștase maxilarul, infecția mea ajunsese destul de, la un grad destul de ridicat în tot organismul.
Și tot de când dumneavoastră spunea că e bine, e bine, așa trebuie. Deja m-am panicat. Așa trebuie să fie umflată, rău. Cum susții tu, chiar să se ducă infecția până în gât, așa cum zici tu, așa e bine? Așa ți s-a zis, așa susții tu că ți s-a zis că e bine, așa e ok să se întâmple? Da, mi s-a spus că este normal, că totuși a fost o extracție, o operație și că așa trebuie, așa e normal să mai am răbdare. Dar ție ți s-a părut profesionist, așa zis doctor, adică respecta toate indicațiile din punct de vedere medical, punea pe mânuși, ai văzut că acele ustensile sunt sterilizate, ți-a arătat în față cum deschid că au fost sterilizate înainte, așa cum este procedura normală, nu de lux, sub nicio formă. Da. Da, mi-au arătat, erau sterilizate, le-au scos din ambalaj, nu am crezut nicio secundă. Uh-huh. Că nu are informație. Da, ai simțit că are experiență, că știe ce face, că un om cu experiență se vede, se simte, orice face el, se simte experiența, pentru că faci lucrul acesta de atât de mult timp încât ajunge să fie așa, ca o a doua natură, ca o extensie a vieții tale. Și este și în cazul unui medic care a scos zeci, sute, mii de măsele la viața lui, la cei 26 de ani pe care am citit în presă că i-are. Adică n-a fost niciun element, te întreb, n-a fost niciun element din acesta care să-ți pune anumite semne de întrebare? Din păcate să știți că nu, cred că am schimbat două vorbe. Mă doare, fă ceva, te rog, ce îmi recomand. Și atât, mi-a spus. Și cum ai descoperit? Ai mers în instanță, nu? Până la urmă, pentru că ai simțit că ceva nu este... Aș vrea să scurtăm un pic povestea, că nu mai avem atât de mult timp. Da, în regulă, nu, pur și simplu nu-mi plăcea durerea. Eram din ce în ce mai rău, nu puteam să respir, nu puteam să dorm, nu puteam să fac absolut nimic, nu puteam să deschid gura, nici măcar un sfert. Nu puteam deloc să deschid gura. Și stând așa 3 zile, eram din ce în ce mai rău, am hotărât să mai iau și o altă părere. O altă părere. Am ajuns la alt medic și cum am intrat în acel cabinet, în alt cabinet, s-a îngrozit medicul și a spus că nu mai este caz de clinică somatologică și că ar trebui să ajung de urgență în operație. Dus la spital fix atunci. Și ai fost te-ai operat la un spital de stat din capitală sau? La o clinică respectivă. Unde a avut loc operația? Nu. Am fost trimisă la clinica de stat, la OMS. Ok, și de acolo te întreb pentru că de acolo ai nu acte medicale dobitoare, probabile de ieșire și lucrul acesta te-a ajutat pe tine în instanță, pentru că ai ales să acționezi în instanță. Și cum tu ți-ai dat seama că nu domnul acela nu este medic sau organele abilitate, poliția după cercetări? Cu ajutorul organelor. După ce am avut operație și am putut să mă pun puțin pe picioare, să pot să vorbesc sau să îmi dau seama ce se întâmplă. M-am dus la el chiar ce s-a întâmplat, să-l întreb, de fapt, ce informații are despre ce vede în gura mea, după ce aveam cusut un tub de drenaj, de la o simplă durere de măsea să ajung cusută în gura. Așa m-am și? Dus la el și nu m-a recunoscut, mi-a spus că eu nu știu cine sunt, nu m-a operat el. Deci au negat totul, am înțeles. Da, mulțumesc că am chemat poliția. Deci a fost și cu chemarea de poliție. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să intri în direct cu noi și să-ți expui problema și medicală, dar și la nivel emoțional prin care tu susții că ai trecut. Știe foarte bine cazul și avocatul Adrian Cuculis și te invit și invit și pe telespectator totodată să ascultăm, să vedem ce are de spus. Ce s-a întâmplat cu acel control judiciar? Practic, un prim semn de normalitate în dosarul unde fosta Miss România a acuzat mai mulți medici care, de fapt, pretindeau a fi medici și practicau profesia de stomatolog fără niciun drept în România. Se pare că poliția a reușit să îi rețină în cele din urmă. Anul trecut, fosta Miss România a depus o plângere penală prin care solicita, până la urmă, parchetului să facă investigații cu privire la o presupusă faptă sau mai multe, pentru că fiecare pacient care a trecut pragul acelui cabinet stomatologic a ajuns să se transforme într-o victimă, pentru că
niciunul dintre cei care profesau acolo nu avea autorizație în România, solicitându-le, după cum spuneam, să identifice dacă există acte care să dovedească că ei practică stomatologia în România în mod legal sau nu. Ulterior acelui moment, când a apelat în miez de noapte la cabinetul din sectorul 5, a fost provocată o infecție majoră care risca cumva să ajungă să se transforme într-o septicemie și chiar să-i mutileze o parte din față din pricina intervențiilor chirurgicale ce urmau să aibă loc cu privire la drenarea acelei infecții. În cei din urmă s-a reușit drenarea infecției fără să mai necesite intervenția chirurgicală, însă medicii, sau mă rog, impropriu spus medicii, acele persoane care practicau medicina în mod clandestin, și-au desfășurat activitatea și în zilele și săptămânile ulterioare. Se pare că vorbim de un medic care era autorizat în România, însă nu pentru medicină stomatologică, ci pentru un alt tip de medicină.